Bine v-am găsit, pasionați de marinărie. Sunt Andreea, membra Mojo Yachting Club. Vom vorbi despre marinărie și mateloție. Alături de mine este instructorul Mojo Yachting School, Bogdan Stanciu, alias Bux pentru prieteni. Bine ai venit, Bux? Bine v-am găsit. Suntem nerăbdători, așa că zic să începem. Sigur. Bine v-am găsit. Vreau să vă prezint câteva noduri folosite în activitatea de zi cu zi la mersul cu barca, indiferent dacă mergem cu o barcă mică, cu o barcă mare, un velier, o barcă cu motor, de niște noduri vom avea nevoie și va trebui să nădim două parâme, să facem una mai lungă, să legăm un balon pe marginea bărcii și așa mai departe. Așa că îmi doresc să vă prezint câteva noduri simple de bază din fiecare categorie de noduri, în așa fel încât să puteți să ieșiți cu barca în siguranță și ca niște profesioniști în tehnica nodurilor. Din categoria nodurilor opritoare, vreau să vă prezint nodul în forma cifrei 8. De ce se remarcă acest nod? Pentru că este mai bun decât jumătatea de nod sau nodul simplu, cum se mai numește. Nodul simplu, îl știm cu toții, este acesta. Dezavantajul lui ca și nod opritor la capătul unei parâme este că are un volum destul de mic, relativ mic, și atunci nu o să își facă funcția bine de a să oprească trecerea parâmei printr-un inel. Și de asemenea, după ce se strânge, este practic imposibil de desfăcut. Nodul ăsta, după tensiunea aplicată pe el, este imposibil de desfăcut. Și aici intră în joc nodul în forma cifrei 8, figure 8 knot, cum îl veți găsi în literatura de specialitate și pe internet, care este foarte asemănător cu nodul jumătate de nod, doar că în loc să, după ce petrecem bucla, în loc să trecem cu capătul scurt prin buclă, o mai petrecem o dată pe după capătul lung și abia apoi o introducem în buclă. Și rezultă acest nod care are forma cifrei 8, ceea ce îi dă și numele. Vă mai arăt o dată. Facem o buclă cu petrecere și în loc să revenim cu capătul înapoi în bucla inițială, o ducem pe după capătul lung al parâmei și abia apoi revenim în buclă. Nodul ăsta arată frumos ca un 8. În momentul în care se strânge în tensiune, el nu mai arată ca 8, își pierde această formă, dar are două mari calități. Este mult mai gabaritic decât jumătatea de nod, deci oprește mai bine parâma și, în al doilea rând, se desface mult mai ușor decât jumătatea de nod, pentru că această buclă, jumătate din nod, practic este sub o tensiune aflată la jumătate. Deci se poate desface relativ cu ușurință.